De luna trecută, în cadrul Centrului de Cultură și Artă Buzău, funcționează un cerc unde copiii vor deprinde tainele unor instrumente tradiționale românești. Sub îndrumarea profesorului Traian Popescu, un cunoscut artist buzoian, peste 30 de elevi de gimnaziu din județ vor învăța să cânte la diverse instrumente populare, fluier, nai, oboi sau caval. Misiunea sa, una nobilă, este aceea de a readuce la viață instrumentele și tradițiile populare. Vreau ca toți acești copii să devină repere și mesageri al bunului simț românesc. Deschiderea oficială a Cercului de Instrumente Populare Românești a avut loc astăzi în sala de evenimente a Centrului de Cultură și Artă Buzău. Prilej pentru unii elevi să demonstreze ce au învățat după doar câteva ședințe de cursuri. Hai să vedem, de la cam ce știi. Bine, deci lucrăm și începem aceasta. Lucrăm pe arpegii. Nu-s probleme. Deci va trebui toți să ajungem la nivelul ăsta. În momentul când stăpânim poziții și tot acolo, trecem pe cântecele simple. Maestrul Traian Popescu, cel care îi va îndruma pe micuți să descopere tainele instrumentelor muzicale tradiționale, a locuit o lungă perioadă de timp în Elveția, iar de curând a revenit acasă. El este fiul celebrului Petrică Popescu, unul dintre cei mai apreciați interpreți instrumentiști din țară. Avem degetele pe fluier, ca pentru alfabet sau pentru cifre. Așa sunt și notele muzicale, sunt mai matematică decât matematica. Și am plecat pe gamă de aici. Le-am învățat trei note acum pentru că nu putem să mergem cu toată gama. În momentul când trecem pe flaut, aceasta este poziția. Cursurile sunt gratuite, iar ușile centrului sunt deschise în continuare pentru toți copiii din județul Buzău care doresc să se inițieze în interpretarea la instrumente populare.